și Constantin Virgil Bănescu și cu mine și stăteam și povesteam, vorbeam foarte mult despre poezie și unul dintre lucrurile cele mai frumoase pe care mi le-a spus în legătură cu scrisul meu, el nefiind un tip care să facă elogii sau să facă, mai degrabă era neutru așa și în expectativă, având spre deosebire de mine sentimentul că între noi e un fel de concurs, e un fel de concurență. Din punctul meu de vedere asta n-am contat niciodată, dar îi pot înțelege pe poeții care sunt în logica asta. Și el mi-a zis peste masă, așa, mi-am aduc aminte foarte bine momentul ăla, într-o creșmă care nu mai există astăzi, tu nu ești livresc. Poezia ta are un aer livresc. Și asta e o distinție foarte importantă pe care l-am făcut-o și pe care o duc cu mine de atunci. Are un aer livresc pentru că este o poezie inteligentă și în care se deosebește foarte mult de, sau mult de poezia colegilor din perioada anilor 2000. De multora dintre ei, n-aș spune de a lor, a tuturor, sunt niște rezonanțe. Mă gândesc la Dan Coman, însă Dan Coman pare un prizonier al propriilor. Uite, Radu Vancu, cu Radu Vancu poezia mea cred că își găsește, cu scrisul lui Radu Vancu poezia mea își găsește niște rezonanțe. Și nu numai cu el, dar sigur că, în general, poeții generației mele au fost refractari la ce înseamnă livresc sau și au încercat să-și disimuleze cât de bine puteau tot ceea ce digeraseră și asimilaseră din... Deși uneori transpar influențele. La Dan, că vorbeam de Gel Naum sau Ion Mureșan, la Radu Berryman sau Mircea Imănescu, la Sociu, mai de acum câțiva ani, din Bukowski și poate poeții Beatului, ele se văd, însă puțin le și mărturisesc. Apropo de poeții Beatului, ultimul în viață, nu știu dacă ai citit ceva, Jack Hirschman, un poet new-yorkez de origine rusă. Semeni foarte mult cu el. Citindu-te, am uitat, am vrut să-ți spun mereu, a trebuit să-l citești pe Jack Hirschman. E un moment fericit că nu l-a citit, dar să vădă cu el. Da, asta cu livrescul. De fapt că și titlul cărții astea și ce am încercat să fac aici, Maestrii unei arte muribunde, este încerc să stabilesc cu cât precizie mă pot pricepe să o fac, exact linia asta de continuitate. Exact suita, reverența pe care mă simt obligat în continuu să o fac față de cei care m-au încărcat, care mi-au dat niște bolburi, niște impulsuri sau care, de la care am învățat cum se scrie. În sensul ăsta sunt eu livresc, că nu pot să nu-i aduc în textul meu pe Mariana Marin sau pe Mazilescu sau pe Eminescu chiar, la un moment dat. Deși, sigur că e o distanță de anumină la poezia lui Eminescu, la ce mă străduiesc eu să fac, dar ceva s-a depus acolo și din experiența lui poetică și eu nu-l pot trece la index. Tu ai evoluat de la o carte la cealaltă. Prima ta carte a avut pe Eminescu, pentru debut, era o carte senzațională și de la o carte la alta te-ai metamorfozat. Acum, în ultima, în această antologie, poemele inedite mi se par mie cele mai reușite. Am rămas profund impresionată și sunt o persoană care nu arunc așa pe și nici nu-mi place să merg pe drumul pătătorite. Deci mi-a plăcut enorm, enorm. Aceste texte mi-au plăcut, sunt extraordinare. Bravo! Mulțumesc! Et voilà! Cum zic? Voilà. S-a făcut nouă, eu zic că e...